Începutul acestei cateheze cerem ca întotdeauna lumina și darurile Duhului Sfânt. Și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Iubiți credincioși care sunteți în comuniune prin mijloacele de comunicare, televiziunea, radioul și internetul, în seara aceasta, la cateheza pe care o voi prezenta, mai întâi voi aminti câteva lucruri și voi completa cateheza de alaltă seară, ultima cateheză, despre poziția pe care
noi creștinii suntem chemați să o adoptăm în cadrul celebrărilor liturgice și în mod deosebit în timpul Sfintei Liturghii. Și vă spuneam că am ajuns la poziția aceea în mers. Cele trei poziții principale, în picioare, în genunchi și așezat, ca și alte poziții despre care v-am vorbit și am văzut împreună. Acum vreau să mă opresc cu câteva explicații la poziția aceasta a noastră în mers, în mers în picioare, pentru că este și un mers în genunchi. Mulți din cei care mă ascultați ați avut ocazia, poate chiar ați practicat, mergând la marile locuri de pelerinaj, cum este la Lourdes, la Fatima sau chiar la Cacica la noi, sunt creștini care merg în procesiune pe genunchi pentru a obține un ajutor de la Dumnezeu prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria. Eu mă opresc acum cu explicații la mersul acesta în picioare și vorbim aici despre procesiuni. Procesiunile în religia noastră creștină și nu numai sunt foarte îndrăgite de poporul creștin. Procesiunile vor să ne amintească faptul că noi, pământenii, suntem mereu, mereu călători, cât trăim pe pământ, călători spre patria cerească, că domiciliul nostru stabil este cerul. Aici, pe pământ, suntem doar cu domiciliu flotant. Și este foarte important ca această călătorie a noastră spre patria fericirii veșnice să fie făcută bine și cu folos. Deci vorbim de procesiuni. Procesiunile sau fiecare procesiune are trei etape. Prima, adunarea în jurul preotului sau a celebrantului. A doua etapă este parcurgerea unui traseu dinainte stabilit. Și al treia etapă, punctul de sosire. Sunt șase feluri de procesiuni pe care le întâlnim în celebrările noastre liturgice. Prima, procesiunile comemorative. Sunt procesiunile care marchează anumite evenimente din istoria mântuirii noastre, anumite sărbători evidențiate mai bine prin aceste procesiuni comemorative. Așa avem procesiunea de flori, procesiunea din 2 februarie, procesiunea cea mai cunoscută și iubită de toți din noaptea de Paști, procesiunea Învierii, îi mai spunem. Este și o procesiune până la baptister și de la baptister la altar, adică locul unde se celebrează botezul, numit și izvorul botezului. Mai este procesiunea cu moaștele sfinților. De asemenea, tot aici putem aminti și procesiunea de la hramuri. Nu prea se mai face astăzi decât în unele locuri, dar ne aducem aminte mulți că la sfârșitul liturghiei solemne de hram se obișnuia să se facă o procesiune, preotul crucea în față,
icoanele, ministranții, preotul cu Sfântul Sacrament, corul și restul poporului. Acestea sunt procesiuni comemorative. Al doilea fel de procesiune este procesiunea penitențială. Aceste procesiuni penitențiale sunt destinate, să spunem așa, să potolească mânia lui Dumnezeu pentru păcatele oamenilor în timp de epidemie, în timp de pandemie, cum suntem și în prezent, în timp de calamități naturale, de război, de ploi distrugătoare care persistă, de secetă, de invazii, etc., etc. În astfel de momente grele se pot face procesiuni penitențiale cu scop de cerere de iertare lui Dumnezeu pentru păcatele noastre și ale omenirii, ca Dumnezeu să ne scape de necazul respectiv. Și în timpul acestor procesiuni se cântă sau se recită litania tuturor sfinților. Din acest motiv, aceste procesiuni se mai numesc și litanii, de la litania tuturor sfinților. Și avem litania mare, adică procesiunea solemnă, mare, foarte cunoscută, una în timpul anului, pe 25 aprilie, la Sfântul Marcu, care acum nu știu dacă se mai face undeva, dar se făcea ieșind în câmp. Și în cadrul acestei procesiuni erau invocați sfinții, de aceea se cânta litania tuturor sfinților ca mijlocitori, pentru ca Dumnezeu să binecuvânteze holdele, să ocrotească holdele de boli, de dăunători. Sunt apoi litaniile minore, așa numite, sau rogațiuni. Acestea se făceau 3 zile premergătoare sărbătorii Înălțării Domnului, pentru a atrage binecuvântarea lui Dumnezeu asupra roadelor pământului. Și aceste procesiuni se făceau mergând în câmp și recitând sau cântând litania tuturor sfinților. Acum, aceste rogațiuni, dacă vă uitați în calendar, cei care sunteți acasă și aveți calendarul romano-catolic, noi le-am menționat acolo în cele 4 anotimpuri, prima lună din anotimp, notate cu un R mare de culoare albastră, dar nu mai au sensul celor dinaintea sărbătorii Înălțării Domnului, dar le păstrăm denumirea de rogațiuni și nu sunt obligatorii. Eu am obișnuit și am făcut aproape întotdeauna în parohiile unde am slujit aceste rogațiuni. În săptămâna respectivă, din anotimpul de primăvară, vară, toamnă și iarnă, îndată după Sfânta Liturghie, făceam rugăciuni împreună cu credincioșii pentru a cere binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu numai asupra câmpului, dar asupra noastră a tuturor, să binecuvânteze și să facă rodnică Dumnezeu lucrarea mâinilor și minții noastre. E bine să le facem, chiar dacă nu sunt obligatorii. Deci în primăvară, vară, toamnă și iarnă, prima lună din fiecare anotimp. Ca să știți de ce este acel ier mare în calendarul nostru romano-catolic. Procesiunile, amintim tot aici,
procesiunile confraternităților, a flagelanților sau disciplinanților, tot cu sens penitențial, care nu știu dacă se mai fac astăzi, am înțeles că s-ar mai face în Italia, chiar ar fi foarte îndrăgite. În timpul acestor procesiuni cu caracter penitențial, erau unii care, mergând în procesiune, se biciuiau, de aceea se mai numește a flagelanților, se flagelau, se biciuiau în semn de pocăință pe timpul procesiunii, chiar până la sânge, pentru a obține de la Dumnezeu îndurare și binecuvântare într-o situație grea în care se află o localitate sau o țară sau lumea întreagă. În al treilea rând, procesiunile euharistice. Sunt procesiunile făcute cu Preasfântul Sacrament și avem aici procesiunea din Joia Sfântă la liturgia de seară, când preotul, împreună cu slujitorii altarului, mută Sfântul Sacrament de la altarul principal, cum avem și aici în catedrală, la un altar lateral, special pregătit și unde credincioșii, cei evlavioși și dornici pot să-L adore pe Iisus în Sfânta Taină. Dar este o procesiune care se face de la altarul principal, în sunet de toacă, până la altarul lateral, special pregătit pentru acest moment important din anul liturgic. Mai este apoi foarte cunoscută și îndrăgită procesiunea eucaristică de Joia Verde, trupul și sângele Domnului, sărbătoare pe care am avut-o chiar ieri. În unele părți s-a făcut, deși mai redus, această procesiune, în alte părți se face duminica imediat următoare, cum se făcea și aici, la catedrala noastră, și când, în mod solemn, în sunet de fanfară, copii care aruncă flori în fața Sfântului Sacrament, Iisus este scos din biserică și purtat în procesiune pe străzile orașelor și satelor noastre. În unele țări, de exemplu în Germania, în Austria, în Spania și în alte țări, aceste procesiuni capătă o amploare extraordinară. Toată lumea îndrăgește această procesiune de Joia Verde, trupul și sângele Domnului, sărbătoarea Euharistiei. Mai sunt tot la aceste procesiuni eucharistice, procesiunea pe care o face preotul când merge la un bolnav cu Sfânta Taină și care iarăși acum nu se mai face, dar cei mai în vârstă poate vă aduceți aminte când preotul ducea Sfânta Împărtășanie la un bolnav îmbrăcat așa cum o vedeți pe mine acum, cu o cotă, cu o stolă. În față mergea un ministrant cu lumânarea aprinsă și cu un clopoțel suna. Mi-aduc aminte când eram copil și îl vedeam pe preot mergând, așa cum a învățat mama, lumea îngenunchea, chiar dacă eram praf. Cel care îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu și în semn de respect față de Iisus din Sfânta Taină, îngenunchează chiar și în situații de felul acesta. Procesiune euharistică. În cadrul Sfintei Liturghii, care este celebrarea Euharistiei, avem mai multe procesiuni, chiar dacă nu de amploare. Procesiunea preotului din sacristie până la altar și apoi revenirea lui la sfârșitul liturghiei. Când este solemnitate mare, concelebrări, prezidate de episcop, se vine în alai, într-o procesiune solemnă, fie de la Catedrala Veche, sperăm să se termine cât mai repede restituirea, renovarea ei,
sau din Palatul Episcopal până în catedrală, procesiune euharistică, pentru că se vine în biserică pentru a se celebra Euharistia, Sfânta Liturghie. Tot în cadrul liturghiei mai avem și alte procesiuni scurte. Procesiunea la Evanghelie. Ați văzut, la solemnități, Evanghelia este dusă, însoțită de doi ministranți sau seminariști cu lumânările aprinse, procesiune. Tot în cadrul, deci, a Sfintei Liturghii. La fel, atunci când se stropește poporul cu apă sfințită la începutul liturghiei. Vedeți, sunt mai multe procesiuni, când se aduc darurile la altar, tot în procesiune. Aceste procesiuni au menirea să ne ajute să înțelegem întotdeauna la toate procesiunile că suntem călători, dar fiecare conform specificului pentru a-L cinsti pe Iisus în taina euharistică, în cazul de față, pentru a cere iertare și ajutorul lui Dumnezeu, pentru a implora binecuvântarea Lui asupra pământului, asupra oamenilor, pentru a ne scăpa de nenorociri și așa mai departe. În al patrulea rând, procesiunile așa numite staționale. Acestea le făcea Papa în unele duminici și sărbători din timpul anului de la o biserică din cartierul Romei, pentru că Papa este episcopul Romei. De acolo și până la o biserică mai mare, numită stațională, de aici denumirea de procesiune stațională. Și acolo Papa celebra Sfânta Liturghie. Aceste procesiuni staționale s-au răspândit și în alte părți, din Orient sau Occident, făcute de episcopi sau de preoți. Dar astăzi, nu știu dacă se mai fac undeva, chiar și la Roma, rar unii papi mai fac aceste procesiuni staționale. În al cincilea rând, procesiuni mariane. Acestea sunt foarte îndrăgite de cinstitorii Preacuratei Fecioare Maria. Și cum țara noastră este grădina Maicii Domnului, cum ne-a reamintit Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, acum 21 de ani, și recent am sărbătorit un an de la vizita Sfântului Părinte Papa actual Francisc, România, grădină a Maicii Domnului. Poporul român și nu numai are o evlavie deosebită față de Maica Domnului. Și în cadrul acestor procesiuni mariane, adică în cinstea Maicii Domnului, lumea participă cu un entuziasm impresionant. Să ne amintim de procesiunile din 15 august. Ele se fac la marile sărbători ale Sfintei Fecioare Maria. 15 august, adormirea Maicii Domnului. Cei care au fost la Lourdes, de exemplu, acolo se fac zilnic, aproape tot timpul anului. Dar în special la aceste sărbători mari, la Fatima, la Nazaret, acolo unde Fecioara Maria a primit vestea Îngerului Gabriel, la Cacica, la noi. Am slujit ca paroh și decan, așa cum știți, la Suceava, în Bucovina, și am găsit multe persoane care spuneau: Părinte, nu pot să mă duc în ziua de hram la Cacica, dar fac orice să ajung în ajun, noaptea, la procesiunea de la orele 10. Are un farmec cu totul deosebit. În aceste procesiuni mariane se recită rozariul, la mistere se cântă o strofă din Fecioara la Muntea sau alte cântece, se face ceremonia luminii la început, icoane, preoți care însoțesc procesiunea au un farmec cu totul deosebit
și sunt sigur că cerul întreg se bucură împreună cu cei de pe pământ în cadrul acestor procesiuni. Iar Maica Domnului nu întârzie să vină în ajutor și să împlinească gândurile, intențiile bune ale cinstitorilor ei. Și în sfârșit, procesiunile funebre. Acestea se fac la înmormântări, cu lumânări aprinse, ca un omagiu adus răposatului. Simbolul este însă mai grăitor, amintește de lumina lui Dumnezeu care a strălucit în viața răposatului, pe care îl conducem pe ultimul drum. Putem aminti aici așa numitele bolciuri, procesiuni făcute de la biserică până la cimitir. Într-un timp se făceau duminici la rând, dar pentru că s-a ajuns la unele abuzuri, nemulțumiri, neînțelegeri, episcopul a stabilit să se facă numai de 2 ori pe an. În cartea sinodală, la numărul 80, este prevăzut acest lucru. Doar în ziua înălțării Domnului și pentru eroi atunci, și într-o zi din luna noiembrie pe care o alege paruhul în consultare cu Consiliul Pastoral Paruhial. Acestea sunt așadar procesiunile, adică poziția de mers în picioare adoptată de creștini ca una din pozițiile trupului nostru atunci când participăm la celebrările sfinte. Acum trec la cateheza propusă pentru astăzi, atât cât îmi permite timpul, și anume gesturile folosite în celebrările liturgice. Am văzut la cateheza anterioară că omul are un dublu limbaj. Este limbajul cuvântului și limbajul gestului trupului. Primul se adresează cuvântul urechilor, iar celălalt ochilor. Și la Sfânta Liturghie, ca și în alte celebrări liturgice, noi folosim amândouă, și limbajul cuvântului și limbajul gestului. Să vedem care sunt aceste gesturi folosite în celebrările liturgice. Mai întâi să reținem că gesturile liturgice au origine diferită. Unele sunt de proveniență pur creștină, cum este gestul Sfintei Cruci, semnul Cruci. Altele sunt preluate din tradiția iudaică și în tradiția creștină capătă o semnificație nouă. Altele sunt gesturi săvârșite de Hristos însuși și preluate de biserică în celebrările sfinte. Care sunt aceste gesturi? Gesturi liturgice. Cel mai important gest liturgic este impunerea mâinilor. Este elementul esențial în conferirea unor sacramente. Mâna, de ce impunerea mâinilor sau a unei singure mâini? Pentru că mâna, în limbaj religios, este simbolul puterii. De aici avem expresiile biblice mâna lui Dumnezeu, adică puterea lui Dumnezeu, sau dreapta Domnului. Găsim în cărți, în cartea psalmilor. Această impunere a mâinilor se face fie cu ambele mâini, de cele mai multe ori,
sau cu o singură mână, însoțită sau nu de o rugăciune și încheiată de regulă cu semnul Sfintei Cruci. Numai clerul, și când spun cler înseamnă papa, episcop, preot, diacon, aceștia formează clerul bisericii. Numai clerul are voie să impună mâinile în cadrul celebrărilor sfinte, nu și credincioșii laici. O pot face în particular acasă, dar în mod oficial nu. În biserică, la celebrările sfinte, Vechiul Testament menționează des acest gest al impunerii mâinilor. În riturile sacrificiilor, de exemplu, de la templu, sau pentru binecuvântări, sau la consacrarea leviților. Iisus Hristos a folosit acest gest, binecuvântând bolnavii, binecuvântând copiii, probabil și la cina de taină, deoarece evangheliștii notează că Iisus a binecuvântat pâinea și vinul. Apostolii invocau pe Duhul Sfânt, impunând mâinile asupra celor pe care, de exemplu, îi boteza sau îi consacra ca să fie episcop sau preot. Biserica folosește acest gest deseori și la botez, chiar și la spovadă, se cere, dacă vreți să fim conștienți, conștiincioși în împlinirea și celebrarea acestui sacrament, chiar dacă este în scaunul de spovadă și este separarea aceea, preotul este îndemnat ca înainte de a da dezlegare de păcate să întindă mâna și să spună rugăciunea, mâna în dreptul penitentului și să spună rugăciunea care se cere înainte de a da dezlegarea. La Sfânta Liturghie avem acest gest al impunerii mâinilor, gest prin care păcatele oamenilor trec asupra victimei de ispășire. În cazul Sfintei Liturghii, victima de jertfă este Hristos însuși, care a luat asupra sa păcatele noastre și le-a șters prin sângele său vărsat pe cruce. Se folosește impunerea mâinilor și la ungerea bolnavilor sau sacramentul maslului, așa cum prescrie Sfântul Iacob. Se folosește obligatoriu la consacrările de episcop, de preot, de diacon, ca un transfer al puterii. La consacrarea fecioarelor, de asemenea, la binecuvântarea abaților, la exorcisme pentru alungarea satanei dintr-un om care este posedat, ferească Dumnezeu. Că diavolul nu pleacă ușor dintr-un om dacă a reușit să pună stăpânire pe el. Cazurile sunt mai rare acum, dar în cadrul celebrării unui exorcism de către persoanele abilitate de biserică să-l facă, se rostesc astfel de rugăciuni și sunt momente în care exorcistul impune mâinile asupra celui posedat ca să-l oblige pe satana să iasă din el. Se folosește gestul acesta la binecuvântarea persoanelor, a lucrurilor. A impune mâinile înseamnă și a binecuvânta. Iată gestul liturgic cel mai important, impunerea mâinilor sau a mânii. Un alt gest liturgic, semnul Sfintei Cruci. Deși nu este esențial în liturgie, semnul crucii este cel mai des folosit în liturgie și nu numai. Obiceiul de a face cruce
era atât de înrădăcinat, încât chiar împăratul Iulian Apostatul, se spune că după lepădarea sa de credința creștină, făcea instinctiv semnul crucii când era în pericol. Și astăzi, la fel, mi-aduc aminte de la cutremurul din martie 77, când la București, în special, și ne era dat la televiziune și am auzit și de la foarte mulți oameni care, crescând în regimul ateu comunist, nu se rugau niciodată, nu veneau la biserică niciodată. În fața dezastrului, a nenorocirii, instinctiv, probabil învățând de la bunici sau străbunici, foarte mulți făceau instinctiv semnul Sfintei Cruci, fie în ritul latin, fie în ritul oriental. Făceau semnul crucii. La început, crucea se făcea doar cu degetul mare de la mâna dreaptă, așa cum se face acum la botez. Când preotul administrează botezul unui copil sau unui adult, chiar la început îi face semnul crucii cu degetul mare de la mâna dreaptă pe frunte, fără să spună nimic. Așa se făcea la început semnul Sfintei Cruci, cu degetul mare pe frunte. Apoi s-a adăugat și degetul arătător, cu două degete. Apoi și al treilea deget, mijlociu, simbolizând Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așa se făcea cruce. Cele trei degete erau deschise, iar celelalte două, uitați-vă la mâna mea, cei care mă urmăriți la televizor, erau închise. Pentru a arăta cu degetele două închise, cele două naturi ale lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, natura divină și natura umană, iar cele trei degete, Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mai târziu, cele trei degete care inițial erau deschise au fost unite, așa cum se face astăzi semnul crucii la oriental, greco-catolici, ortodoxi și alte confesiuni creștine orientale. Așa se face, dar cu aceeași semnificație. Trei persoane, un singur Dumnezeu. Și două naturi, degetele care sunt închise, ultimele două, natura divină și natura umană a lui Iisus. În această formă, episcopii binecuvântau și astăzi o pot face, unii o fac, atunci când dau binecuvântare, în forma aceasta. Trei degete deschise și două coborâte, ultimele. Semnificația, v-am explicat-o. Orientalii au continuat să facă semnul crucii doar cu trei degete, cum spuneam, unite, și totdeauna de la dreapta la stânga, umărul drept la umărul stâng. Occidentalii, latinii, adică noi, romano-catolicii, am început să facem, la un moment dat, semnul crucii, inițial cu un deget, apoi cu două, apoi cu trei, și la un moment dat cu toată palma, cu degetele apropiate, nu împrăștiate, nu răsfirate. Nu așa se face cruce. Deși n-ar fi rău, dar nu dă chiar așa bine, dacă se face cu credință semnul crucii. Degetele unite și totdeauna la noi, la occidental, de la stânga, umărul stâng, la umărul drept. Și de aici multe comentarii inutile între creștinii orientali și cei occidentali. Că voi de ce faceți așa? Noi de ce facem așa? Semnul crucii, atunci când se face, este de obicei, nu întotdeauna, sau nu obligatoriu, însoțit și de o formulă. Și anume, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sau,
Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Sau, Dumnezeule, vino în ajutorul meu. Doamne, grăbește-te să mă ajuți. Vedeți altă formulă. Sau, cu un singur deget, făcând semnul crucii pe buze, când începem să spunem breviarul, noi preoți, deschidem, Doamne, buzele și gura mea va vesti lauda Ta. Revin la ce spuneam mai înainte, aceste controverse care nu și-au locul deloc între creștinii orientali și occidentali atunci când fac semnul crucii. Rețineți, indiferent cum se face semnul crucii, important este să-l facem cât mai bine și cu credință în sufletul nostru. Să nu râdem niciodată de alții care fac semnul crucii altfel decât noi. Credința este aceeași. Să nu uităm semnificația acestui gest, gestul crucii. Are semnificații. Mai întâi este, ca să spunem așa, sigiliul, în latină signum, sigiliul lui Hristos, care se imprimă împreună cu pe trupul celui care primește botezul. Vă spuneam că se face semnul crucii pe frunte. Înainte se făcea și pe umeri. Sigiliul lui Hristos, cel care este botezat, este însemnat cu acest sigiliu. E semn că cel botezat devine proprietatea absolută a lui Hristos. Că știm că la botez omul primește un semn neșters numit caracter. Iată, crucea îl sigilează, îl înseamnă. Devine omul proprietate absolută a lui Hristos. Crucea este apoi o mărturie de credință în Iisus Hristos, Cel care prin cruce ne-a mântuit. Și creștinul nu trebuie să se rușineze niciodată făcând semnul crucii. Crucea este și o afirmare a totputerniciei lui Hristos împotriva satanei. La semnul crucii, să știți că diavolul o ia la sănătoasă. Fuge! Pleacă furios. De aceea se folosește deseori în cadrul unui exorcism, ca diavolul să iasă din cel posedat, să fugă, să-i scape picioarele și să nu mai intre niciodată în el. Crucea, vedeți? Crucea este o invocare a Harului lui Dumnezeu, știind bine că Harul este un dar suprafiresc pe care noi l-am dobândit datorită meritelor jertfei lui Iisus de pe cruce. De aceea spunem semnificația aceasta a semnului crucii, invocare a Harului lui Dumnezeu, de care avem nevoie ca să facem față în lupta vieții noastre. Și apoi, semnul crucii este și un gest de binecuvântare a persoanelor și a lucrurilor. Nu vedeți, preotul, episcopul, diaconul, dar și dumneavoastră, părinții, puteți face acest lucru privat, în familie. Binecuvântarea pe care o dăm credincioșilor sau însemnăm pe frunte cu semnul crucii, părinții pe copii, înainte de culcare. Ce frumos! Sunt copii care așa s-au obișnuit încât nu se culcă până când mama sau tată nu-i fac semnul crucii pe frunte. Ce frumos! Crucea este izvorul tuturor binecuvântărilor, spunea Sfântul Leon cel Mare. Iată de ce crucea este prezentă în viața creștinului de la leagăn și până la mormânt. Și după aceea, spuneam astăzi când am binecuvântat, crucea restaurată, care, nu știu, nu m-am uitat, cred că a fost deja ridicată, pe turnul Bisericii Catedrale Vechi. Spuneam acest lucru. Crucea marchează
viața creștinului de la leagăn și până la mormânt. De aceea o găsim pe turlele bisericilor, în casele creștinilor, la gâtul creștinilor credincioși și în atâtea și în atâtea locuri. Un al treilea gest liturgic este îngenunchierea cu un singur genunchi. Îngenunchierea se face în fața Preasfântului Sacrament, fie că este închis tabernacolul, fie că este expus pentru adorație. Nu este prescris nicăieri să îngenunchem cu amândoi genunchii în fața lui Iisus expus în Preasfântul Sacrament, în așa numită monstranță. Sigur, cine o face din pietate nu îl poate opri nimeni, dar nu este prescris. Se face îngenunchierea în fața Sfântului Sacrament, în fața Sfintei Cruci, cum avem în Vinerea Mare, Vinerea Sfântă, când suntem invitați să adorăm Sfânta Cruce, înainte de a săruta crucea, îngenunchem în fața ei. În timpul Sfintei Liturghii, când se trece prin fața Preasfântului Sacrament, și rog să rețină bine și preoții și ministranții și slujitorii altarului, în timpul Sfintei Liturghii, conform normelor bisericești, chiar dacă se trece prin fața tabernacolului, care păstrează Sfânta Taină, nu se îngenunchează, ci se face numai o plecăciune. Am vorbit despre ea. O plecăciune care este un semn de adorație, un semn de respect și de iubire față de Iisus din Sfânta Taină. În afara liturghiei, ori de câte ori trecem, ori de câte ori, și rog să rețină toți, și preoții, și dascălii, și feciorii de biserică, și ministranții, și credincioșii, ori de câte ori, chiar de 100 de ori, dacă treci prin fața tabernacolului care are Sfânta Taină, de fiecare dată să îngenunchezi din respect și din iubire față de Iisus, care stă ascuns cu o răbdare impresionantă pentru noi toți și așteaptă să-L vizităm, să ne închinăm Lui. Îngenunchierea se face și la intrarea și la ieșirea în biserică. În timpul Sfintei Liturghii, am spus asta, se face îngenunchiere, se obișnuia, acum unii o mai fac și în fața Sfântului Părinte Papa. Acum, de regulă, se face o plecăciune și se sărută inelul din mâna dreaptă. Se făcea și în fața episcopului. Nu se mai face acum, dar o înclinare în semn de respect și sărutare inelului. Vedeți că episcopul, o să vă explic asta la altă cateheză, semnele acestea, ce reprezintă inelul din mâna episcopului, mitra, cârja pastorală și așa mai departe. Suntem la îngenunchiere. Nu se cere să îngenuncheați în fața episcopului sau a preotului, ci doar un semn de respect, o ușoară înclinare și sărutarea inelului pastoral. Mulți la țară, în special, păstrează obiceiul vechi și dacă o fac din credință și respect, știind ce înseamnă acest lucru, sărută mâna preotului. Acea mână care îl aduce pe Hristos, fără vrednicia preotului, la fiecare sfântă liturghie pe altar, în mijlocul credincioșilor și apoi împarte cu mâna pe Hristos în sfânta împărtășanie. De aceea se săruta și unii mai sărută și astăzi mâna preotului. Cine o face, să o facă din respect. Acum nu vorbesc de timpul de pandemie, că acum nu-i voie nici de sărutat, nici de atins, nici cu, vedeți, stăm cu mască la figură și multe altele, distanțarea aceasta, cu pericolul mare de a ne înstrăina unii de alții. Dar după ce va trece, să nu uităm aceste gesturi liturgice și să le reluăm.
În evul mediu, îngenunchierea cu un singur genunchi era dezaprobată, deoarece amintea de batjocura pe care au făcut-o iudeii în timpul pătimirii Domnului, îngenunchind în fața lui Iisus, lovindu-l cu trestea peste cap în semn de batjocură. De aceea, în evul mediu, o perioadă a fost interzisă îngenunchierea cu un singur genunchi. De aceea și diaconul sau preotul, când făcea invocația, am amintit-o la ultima cateheză, spunea la plural, nu la singular, flectamus genua, să ne plecăm genunchii, adică amândoi. Acum s-a reluat îngenunchierea și, așa cum am explicat, să o practicăm înțelegându-i semnificația. Vreau, mai sunt și alte semne, dar nu vreau să mă grăbesc, dând peste cap explicațiile, voi continua la cateheza următoare, pentru că acum, așa cum am promis altă dată și am uitat să o fac și la cateheza trecută, vreau să răspund la câteva întrebări pe care le-am primit cu referință la catehezele făcute. Și anume, o primă întrebare este aceasta. Preasfințite, mă pot împărtăși de două ori într-o singură zi dacă particip la două sfinte liturghii? Răspunsul. Până acum am auzit de multe ori anunțul făcut de preot în noaptea de Crăciun, în ziua de Paști sau în ziua de hram sau la o sărbătoare deosebită, cine s-a mai împărtășit astăzi o singură dată sau s-a mai împărtășit o dată la altă liturghie, se poate împărtăși și la această sfântă liturghie. Normele liturgice actuale prevăd ca pentru o participare deplină la sfânta liturghie, orice creștin care are inima curată, deci e pregătit sufletește și ia parte la sfânta liturghie de la început și până la sfârșit, se poate împărtăși chiar dacă este la a doua liturghie sau la a treia liturghie. Vedeți, normele sunt date în țările unde rar merg creștinii la a doua liturghie. La noi sunt creștini care participă și la patru liturghii într-o zi. De aceea și răspunsul pe care vi-l dau, normele liturgice prevăd că pentru o participare deplină la sfânta liturghie, cel care participă cu pietate să se și împărtășească sacramental. Prin urmare, dacă s-a păstrat și se păstrează normele vechi cu împărtășania doar o singură dată pe zi, cu excepțiile amintite, s-a făcut din următoarele motive. Împărtășirea sacramentală să nu devină o banalitate, o rutină. Că mulți vin așa, să împărtășesc, mă împărtășesc, m-am mai împărtășit odată, hai să mă duc să mă împărtășesc și la altă, mai particip la o liturghie, poate am intrat pe la jumate ei la slujbă, mă mai pot împărtăși, mă duc chiar la împărtășanie. Nu, este riscul acesta și de aceea măsura de precauție. Dar cine participă cu pietate și vrea să treacă folos realmente de la o liturghie, se poate împărtăși și a doua oară și la altă liturghie la care participă în aceeași zi. Și apoi alt motiv a fost pentru că la noi în parohiile mari sunt foarte mulți care se împărtășesc și dacă e o celebrare solemnă, se lungește excesiv celebrarea Sfintei Liturghii, mai ales dacă e numai un preot, n-are cine să ajute. Și acesta a fost un motiv pentru care s-a păstrat primirea împărtășanii doar la o singură Sfântă Liturghie într-o zi. Nu mai repet, cred că m-ați înțeles. Cel care vrea să participe și e pregătit sufletește și vrea să tragă folos și o face cu pietate, se poate împărtăși și a doua oară la Sfânta Liturghie în aceeași zi.
A doua întrebare, mai am 5 minute, o altă întrebare, de ce la noi, catolicii latini, nu ne împărtășim sub ambele specii, ca la greco-catolici și la ortodoxi? Răspunsul, mai întâi din motive practice. Este pericol, dându-se sub ambele specii de pâine și vin, adică trupul și sângele Domnului, mai ales când sunt mulți la împărtășanie și preotul s-ar grăbi ca să nu lungească prea mult distribuirea împărtășaniei, este pericol, înmuind ostia consacrată în sângele Domnului, să picure și nu mai cum curăța așa ușor cum dacă ai scăpa o ostie jos. Vedeți, din motiv practic. Și apoi, pentru că ar dura și mai mult, dând sub ambele specii, ales la liturghiile, cu participare numeroasă a credincioșilor la împărtășanie. La evenimentele mari se practică și la noi catolicii latini împărtășania sub ambele specii. De exemplu, dacă administrăm taina botezului unui matur, cu pregătirea cuvenită, la liturghia la care este botezat, dacă se face în timpul liturghiei, el primește sub ambele specii Sfânta Împărtășanie. La fel cei care se căsătoresc în cadrul Sfintei Liturghii. Foarte mulți preoți dau împărtășania celor doi mirilor sub ambele specii. La fel la întâia împărtășanie, dacă sunt mai puțini, sau la mir, se poate da împărtășanie sub ambele specii. Se poate da la toate liturghiile, dar v-am spus din ce motiv nu se dă la toate sfintele liturghii. Deci nu este interzis la creștinii catolici latini să primească Sfânta Împărtășanie sub ambele specii. Când sunt puțini, cu o cateheză prealabilă, se poate da sub ambele specii prin intincțiune, adică se înmoaie, se întinge ostea consacrată în sângele Domnului și se spune trupul și sângele lui Hristos, amin. Eu, de exemplu, dau în fiecare zi când celebrez liturghia în capela din Palatul Episcopal celor 3 sau 4 măicuțe care participă la liturghie. Pentru că e ușor și măicuța e pregătită, știe ce înseamnă împărtășania, ce înseamnă să-L primești pe Iisus sub ambele specii și așa mai departe. Și încă mai răspund la o întrebare, am primit o scrisoare din zona Timișoarei, în care moment concret, precis, moare Iisus la Sfânta Liturghie și în care moment precis învie. Și continuă el, eu știu că moare când preotul frânge ostia și învie atunci când pune bucățica de ostie la un moment dat în sângele Domnului din potir. Greșesc dacă cred acest lucru, mă întreabă credinciosul respectiv. Răspunsul este următorul. Liturghia, sfânta și dumnezeiască liturghie, este un tot unitar. Nu spunem, acum este biciuit Iisus, acum este răstignit, acum a murit, acum a înviat. Liturghia este un tot unitar care celebrează memorialul, și v-am vorbit cu detalii aici, memorialul morții și învierii Domnului. Cum spunem toți la liturghie când se încheie prefacerea, moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Deci nu este un moment fix, precis, în care acum a murit Iisus, acum a fost biciuit, acum a înviat. Liturghia, Sfânta Liturghie este un tot unitar. De aceea și pregătirea este, toate punctele pe care vi le-am explicat detailat. La început, riturile de introducere, apoi liturgia cuvântului, pregătire pentru partea a doua principală, eucaristică. Atunci când Iisus vine sub chipul pâinii și al vinului, reînnoind jertfa de pe calvar și oferindu-ni se ca hrană la acest ospăț dumnezeiesc.
Aceasta este Sfânta Liturghie, un tot unitar, o celebrare a memorialului, retrăirii, adică a morții și a învierii Domnului, fără să căutăm momentul precis când a avut loc una sau alta din timpul acestui mister al mântuirii noastre. Cred că am fost înțeles de cei care m-au ascultat sau care mi-a pus întrebarea, ajungând la finalul catehezei, vă mulțumesc din nou pentru atenția cu care ați urmărit și această cateheză și vă împart acum binecuvântarea arhierească. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza s-a sfârșit. Mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Pentru cei ce